Cel sfânt. Doar pentru câteva clipe vă rog să rămâneți în picioare. Vreau să citesc din Genesa, capitolul 1, versetul 26. Apoi o să vă reocupați locurile, frați și surori. Geneza 1 cu 26. Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, suntem din nou înaintea Domnului. Suntem cu poporul acesta care a venit să se închine. Și vrem să procedăm în această seară la cercetarea cuvântului, continuând căutarea noastră de Dumnezeu în privința vieții de familie, potrivit legilor, statutului pe care Creatorul l-a dat odată cu întemeierea acestei familii, acestei instituții. Aș vrea în momentele următoare să continuăm cercetarea noastră din cuvânt și să-l lăsăm pe Dumnezeu să se adreseze sufletelor noastre. Repetând cuvintele pe care le-a spus și pe care de-a lungul istoriei întotdeauna au fost un reper, un etalon pentru oamenii lui Dumnezeu și pentru familia lui Dumnezeu. Vă aduc aminte în această seară că am ajuns la predica cu numărul 3 și aș vrea să vorbim despre modelele familiei. Atunci când vorbim despre modelele familiei, ne gândim la un tip sau la mai multe pe care Dumnezeu l-a așezat, pe care oamenii le-au așezat lângă modelul lui Dumnezeu și astăzi, la mii de ani de istorie, după așezarea legii divine cu privire la familie, noi suntem în mijlocul unor alternative care au drept scop să redefinească ceea ce Dumnezeu a spus prin cuvântul său că este voia sa cu privire la familie. Ne-am uitat la importanța familiei, la scopul familiei și în această seară la modelele familiei. Aș vrea să vă spun că de-a lungul istoriei s-au conturat mai multe modele de familie și astăzi fiecare familie care se întemeiază în funcție de cultura și de mentalitatea pe care o are, de valoarea de sine într-un termen mai tehnic formată în mediu de hrănire, adică în anturajul în care s-a format din copilărie până astăzi, sub influența acestui mediu de hrănire, fiecare om împărtășește un anumit model de familie. Ei bine, fiecare model de familie are anumite principii, creează anumite așteptări și oferă anumite beneficii. Numai că între alternativele acestea anumite modele cu privire la familie, unul este al lui Dumnezeu, restul sunt ale oamenilor. Psihologii, politicienii, oamenii de știință, oamenii care fac legi. Au dreptul acesta să spună ceea ce cred că este corect în domeniul lor de autoritate. Și uneori își permit să sfideze legea lui Dumnezeu. Și să spună ceea ce este corect din punctul lor de vedere, în timp ce ei trăiesc în ignoranță cu privire la cartea Domnului pe care o disprețuiesc și pe care o subapreciați. Primul model pe care îl găsim în istorie este cel tradițional. Al doilea este modelul modern. Cel tradițional este conservator. Cel modern este liberal sau chiar libertin. Iar al treilea este modelul biblic. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre aceste trei modele. Sunt foarte multe, nu doar acestea trei, dar acestea sunt cele mai importante și cele mai influente. Atunci când vorbim despre modelul tradițional, vorbim despre o familie care este extinsă. Adică, în aceeași casă stau bunicii, stau copiilor stau nepoții lor și uneori chiar și strănepoții Această familie de tip patriarhal nu este obiceiul pentru copil când se căsătorește să se mute separat într-o casă cu chirie sau într-o locuință personală, ci rămâne în aceeași locuință în familia extinsă, în familia lărgită, cu bunicii și cu părinții. Noi astăzi ne mirăm despre o astfel de mentalitate pentru că ea nu ar mai funcționa datorită așteptărilor noastre, datorită mentalității și criteriilor de selecție. Nu numai că este o familie extinsă, dar este o familie foarte conservatoare. Mai mult de atât, familia aceasta are siguranță și stabilitate pentru că tot ceea ce spun bunicii se transmite prin viu grai la copiii care stau cu ei și tot prin viu grai la nepoții care stau cu ei. Relația fiind foarte strânsă și influența este foarte puternică. Nu se mută copiii separat să se mai întâlnească o dată pe lună sau să vorbească la telefon. Sunt sub privirile lor și părinții și bunicii întotdeauna îi mustră, îi corectează, îi ceartă și repetă legile care sunt principii pentru ei. Și influența este mult mai puternică. De asemenea, relațiile sunt puternice pentru că stau împreună. Solidarizează. Loialitatea membrilor familiei este mai mare decât individualismul, decât interesul personal. Fiecare, în grupul acesta extins, bunici, copii, nepoți, uneori chiar strănepoți, se simte responsabil pentru interesul de grup pentru unitatea grupului și fiecare în mod individual jerfește uneori pentru interesul de grup. Astăzi există tendința să fie jerfit grupul pentru interese individuale. Părinții se implică în alegerea partenerului pentru copilul care urmează să se căsătorească. Chiar până acolo, încât uneori chiar ei îl aleg. Depinde de personalitatea copilului, de împrejurări. Dar în familia tradițională, părinții ori aleg partenerul pentru, copil, pentru copilul lor, ori au un rol foarte important în alegerea partenerului copilului. Femeia este subordonată și ca soție și ca mamă. Vorbim de familia tradițională, unde bărbatul are prioritate și o notă de superioritate, dacă nu de întrietate. Mai mult de atât, Copiii au roluri precise în familie pentru că există tipare culturale care se repetă. Ce-a făcut bunicul face tata, pentru că bunicul, tata rămâne lângă bunicul și îl imită, iar copiii rămân lângă tata, toți sunt acolo și exemplul bunicului se rostogolește repetându-se în viața copilului și se rostogolește repetându-se în viața nepotului. Rolurile sunt absolut precise. Dacă mama n-a făcut ceva, nu va face nici fica și nici nepoata. Nici vorbă de așa ceva. Rolurile sunt absolut precise. Nimeni nu iese din culoarul pe care îl are. Mai mult de atât, îngrijirea vârstnicilor se face în familie. În țările unde se folosesc modelele de familie tradiționale, nu există azile, nursing home, nu există grădinițe, nu există orfelinate, ci îngrijirea copiilor, îngrijirea vârstnicilor se face în familie alărgită. Numărul componenților fiind mare în familie, este cineva acasă să îngrijească. Întotdeauna sunt bătrânii care nu mai lucrează la câmp. Și pentru că sunt acasă, evident, au grijă de a doua generație, cea din mijloc fiind la lucru. Adică bunicii îngrijesc nepoții și pentru că bunicii sunt conservatori și au experiența vieții, fiind a doua tură de copii pe care îi cresc, după ce au făcut școală pe primii copii, adică pe copiii lor, au o mai mare pricepere pentru nepoți să îi pedagogizeze, să îi crească și să îi învețe atât aspectele cultural-tradiționale omenești, cât și legile lui Dumnezeu, care au fost confirmate în experiența lor umană. Ei bine, îngrijirea vârstnicilor se face întotdeauna în familie. Pentru că bunicii care au crescut pe nepoți, când ajung să nu se mai poată îngriji și ei beneficiază de îngrijirea nepoților și a copiilor, a cuiva care face efortul să rămână acasă și să îngrijească pe cei ai casei, pentru că sunt legături de familie. Banii sunt pe locul 2. Serviciul este pe locul 2. Pe locul 1 este familia. Pe locul 1 sunt copiii, părinții, bunicii, nepoții. Familia tradițională. De asemenea, valorile de bază sunt supunerea, conformismul și autoritatea. Cel care este mai mic se supune la cel care este mai în vârstă. Este clar, vârsta creează superioritate. Rolurile creează superioritate. Rolul de bărbat este, are întâietate, dacă nu superioritate, în concurența cu rolul femeii. Părintele are un rol de întâietate și superioritate în concurența cu rolul copilului. Și așa mai departe. Însă valorile sunt clare. Cei mai tineri se supun celor mai în vârstă. În, în familia aceasta, babacul știe ce spune. De asemenea, conformismul. Copilul se conformează modelului tatălui. Iar nepotul, de asemenea. Aceasta este familia tradițională. Acest model se asociază în mare măsură cu mentalitatea și cultura conservatoare și aș spune cu țările din estul Europei, unde se situează și România. Dacă vorbim despre, spre exemplu, bunicii mei sau străbunicii mei și mai ales străbunicii lor sau așa mai departe, întâlnim modelele acestea, adică modelul tradițional. Evident că astăzi trăim într-o civilizație, mai ales în vest, în Occident, care are o altă cultură cu privire la familie. Știința este prezentă și mai ales psihologia, care în egală măsură a îmbogățit lumea, dar a și nenorocit lumea. Și un pic știu ce spun când fac afirmația aceasta. Iertați-mi lipsa de modestie din ceea ce am spus. Atunci când vorbim despre modelul modern, familia aceasta nu mai este extinsă, ci este nucleară. Adică numai punctul din centru mai rămâne în familie. Numai o familie. Nu mai sunt părinții, i-am părăsit. Și nu mai sunt nici copii, sau căsătorit și i-am trimis la casa lor. Și într-o casă există un singur cuplu, fie că e un cuplu de bunici, fie un cuplu de părinți, fie un cuplu de tineri căsătoriți. E numai nucleu. Nu mai sunt părinții lor cu ei că se incomodează unii pe alții. Am devenit sensibili, delicați, pretențioși, aproape mofturoși. Așa sunt vremurile, dar nu le mai vedem pentru că le experimentăm. Din interior nu se vede, dar din exterior se vede. Oamenii se obișnuiesc cu un stil de viață până într-acolo încât nu mai știu că există și altfel. Aceasta este familia nucleară. Mai mult de atât, este familia liberală. De ce este liberală? Pentru că familia aceasta oferă puțină siguranță și stabilitate, pentru că relațiile sunt slabe. De ce sunt slabe ei cu casa lor și cu treaba lor? Dacă vor să sune, sună, dacă nu, nu. Dacă vor să răspundă, răspund, dacă nu, le lași un mesaj. Dacă vor să sune înapoi, sună, dacă nu i mai sună o dată săptămâna viitoare. Și asta nu mai e familie când te auzi o dată pe săptămână, hai, bai. Ce mai faci? Bine. Toată lumea face bine. De când se nasc până mor, oamenii bine fac. Ei, relațiile sunt foarte slabe în familia aceasta, dacă stau separate, e normal să fie relațiile slabe. Fiecare cu viața lui, fiecare cu munca lui, cu școala lui, fiecare cu problemele lui. Dar ce se întâmplă aici? Individualismul membrilor familiei este mai mare decât unitatea și decât loialitatea față de grup. Grupul este jerfit pentru individ. În familia tradițională, individul era jerfit pentru grup. Grupul avea importanță. Mai bine suferea unul, dar echipa era unită, decât să fie jerfită echipa și să zâmbească unul singur. Dar familia modernă. E familia modernă. Și noi nu putem trece prin istorie mutându-ne în urmă cu 20 sau 50 de ani. Femeia este autonomă și independentă. Aduceți aminte de secolul trecut, anii 60-70, când feminismul a apărut pe scena istoriei ca o reacție a inferiorizării ei de-a lungul istoriei. Și femeia. S-a ridicat, a ajuns la egalitate cu bărbatul și foarte probabil că n-a reușit să se oprească chiar acolo. Nu știu sigur dacă s-a oprit sau nu, nu face subiectul discuției mele. Vreau doar să spun că femeia astăzi este autonomă. Ea nu mai depinde de portofelul soțului, nu mai depinde de munca lui, ea astăzi are câștigul ei personal și dacă vrea să-i spună, tu ai salariul tău, eu am salariul meu, nu mai sunt dependentă. Dumnezeu a spus la început că dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și El va stăpâni peste tine. Dar asta nu mai este adevărat, pentru că nu numai Geneza nu mai e adevărat, nu mai e adevărată toată Biblia. Nu vorbesc pentru mine și pentru dumneata, oameni care vin într-o biserică evanghelică născuți din nou și se închină în duh și în adevăr. Vorbesc despre oamenii din lume care ne socotesc pe Dumnezeu și cel mult împărtășesc o religie, adică o formă de evlavie, pentru oamenii aceștia, femeia este autonomă. Este imposibil să te căsătorești și să fii independent și autonom. Pentru că căsătoria presupune să te dezlipești de toți ceilalți și să te unești pur și simplu până acolo încât trupul tău să nu mai fie al tău și să fie al partenerului, iar al lui să nu mai fie al lui, ci să fie al tău. Până acolo! Până acolo! Eu nu pot să spun lucrul acesta cu privire la nicio relație din existența noastră decât relația soț și soție. Și toate se fac nu cu un caracter de obligativitate, nu de impunere, nu de amenințare, ci din dragoste care stă la baza legământului căsătoriei. Femeia este autonomă și independentă. Mai mult de atât, copiii au control asupra destinului propriu. Foarte de mici încep să controleze familia și pe părinți cu plânsul, cu țipete, cu bătut din picioare, cam cum am arătat eu, și părinții suficient de obosiți, suficient de stresați, dacă vor o jucărie, ia o mă și lasă-mă în pace. Dacă vor ce nu e voie, ia și lasă-mă în pace. Acum e puțin agitat, mâine nu o mai dau, dar acum e puțin agitat, n-a dormit mult. Și sigur că aproape în fiecare zi copilul simte că dacă nu doarme mult, poate să facă ce vrea și începe să nu mai doarmă mult. Și atunci câte stau doi adulți, se uită la el și execută copilul doar scrâșnește odată și doi părinți aleargă în viteză maximă să îi împlinească dorința micuțului. Și micuțul simte că are o notă de autoritate în casă, că ceea ce el cere se întâmplă. Și dintr-o dată părinții uneori se duc unde copilul vrea să se ducă. De ce? Pentru că copiii controlează nu numai propriul lor destin. Trăim într-o țară care este psihologizată, și ne spune că de când copiii se nasc sunt suficient de maturi să-și controleze viața, noi nu avem dreptul să ne impunem cu autoritate de adulți pentru că le strivim valoarea de sine și să-i lăsăm drept în pace că ei știu ce fac, să-i așteptăm că altfel ei cheamă poliția. Și dacă cheamă poliția, poliția ia din casa noastră și ce mamă își permite să vadă mașina de poliție care ia copilul și îl duce? În primul rând te faci de râs, apoi nu mai dormi. Ce mamă ești dacă a ajuns copilul să-ți ia, poliția să-ți ia copilul? Și atunci eviți asta. Și dacă copilul se îndreaptă înspre telefonul, îi spui mami, hai să ne înțelegem un pic ce vrei, hai să facem o înțelegere, ce vrei de fapt? Nu suna, dar ce vrei ca să nu suni? Și copilul simte care are autoritate. Cine n-ar avea autoritate când poliția americană este stă la îndemână? Formezi trei numere și vine poliția. Și întotdeauna femeia are dreptate, nu bărbatul. Și întotdeauna copilul are dreptate, nu adultul. Pentru că psihologii au spus că așa este drept. Și dacă ei spun așa, cine sunt eu un nimeni în drum să-i contrazic pe ei? Familia se caracterizează prin egalitate. Nu mai există bărbat, ce Pavel și Efeseni. Ce supunere și... Nu, no, s-a terminat. Egalitate în toată regula. Egalitate între soț și soție, egalitate între copii și părinți, egalitate între bunici și nepoți, o apă și un pământ. Fiecare face ce vrea. E clar? Familia modernă. Însă lista continuă. Îngrijirea vârstnicilor se face în instituțiile sociale. Sunt plicticoși. Repetă tot timpul poveștile din tinerețe. Vorbesc mult. Le miroase gura. Tot timpul am nevoie de îngrijire. Gem de anumite dureri pe care le au pentru că au crescut poate un rând sau două de copii. Au crescut în condiții și au trăit, au muncit în condiții complicate. Uh, și ajung să fie îngrijiți de instituțiile sociale. Copiii nu le mai pot oferi îngrijire pentru că sunt foarte ocupați. Nivelul de viață, criteriile de viață astăzi impun un anumit standard: mașină, casă și toate celelalte. Ori un om obișnuit să muncească numai bărbatul și soția să rămână acasă să îngrijească copiii și pe părinți, nu-și permite, aproape nimeni să, un om obișnuit nu își permite să trăiască în condițiile astea, fiindcă doar un salariu, oricât de mare ar fi salariul soțului, nu acoperă nevoile familiei. Și atunci soția se vede și ea nevoită să meargă la lucru. Și uneori, unul dintre ei sau amândoi, au două servicii. Cine să l îngrijească pe tata și pe mama care e bolnav și dependent de un îngrijitor dacă amândoi pleacă noaptea și se întorc noaptea? Este evident faptul că instituțiile care îngrijesc bătrânii devin o binecuvântare pentru noi pentru că împrumutându-ne atât de mult de la bănci nu mai putem să facem față decât muncind pe brânci. Și atunci trebuie să găsim soluții pentru copiii care au nevoie de îngrijire și pentru bătrânii care au nevoie de îngrijire. Și iată ne-dar ajungi aici. Nu avem alternative. Acesta este modelul modern. El creează așteptări. Mai mult de atât, valorile de bază sunt individualitatea, competiția, nonconformismul și singurătatea. Există individualism? Da. Fiecare are dormitorul lui, vine acasă, dacă îți spune hai, bine, dacă nu, țâși din dormitor, țac cu, ula, cu ușa și acolo stă. Își bagă două chestii în urechi și acolo stă toată noaptea. Nu mai comunică, nu mai vorbește, pentru că există o învățătură potrivit căreia tata nu mai are ce să te învețe. Bunicul, ce să-ți mai spună el? Tu le știi pe toate, tu oricum ești gal cu ei, tu ești ocupat, ai o grămadă de treabă. Ce rost are să-ți pierzi vremea vorbind cu ei? Ei și așa toată ziua numai cu critica, că nu porți batic, că ți-ai cumpărat blugi tăiați, că ai pantofi de aia de inundații așa cu tocuri mari. Că tot felul de chestii, și așa de supărat ești pe atâta critici, te-ai săturat așa de tare de ele, încât nu e mai bine să te duci în dormitor să asculți muzică, ba da. Și crești lângă mama ta, dar n-ai nicio relație cu ea. Și când îmbătrânește, nu simți aproape nimic. Și mai nou, la mormântare spui glume și se râde, ca să nu mai avem durere, că durerea e urâtă. Moare omul care te-a crescut, mama sau tata, și aproape că nu simți nimic. Dar nu, e normal să moară. E normal, dar a murit mama, mă oameni buni. Mă oameni buni, e normal, dar a murit mama. N-aveți de unde să știți ce a făcut ea pentru mine. Și n-am de unde să știu ce a făcut ea pentru Dumnezeu. A murit ființa asta. A murit o parte din mine. A murit tot trecutul meu. Sunt amintiri care mă conduc la frustrare, la regrete. E adevărat că trebuia să moară 70-80 sau poate mai devreme. Dumnezeu hotărăște, dar a murit mama sau a murit tata. Însă suntem într-o țară unde se râde la mormântare. Nu vreau să vorbesc împotriva Americii, că nu am venit aici legat, am venit de bunăvoie. Eu vorbesc despre niște criterii de viață, despre niște principii, nu vorbesc despre o anumită țară. Mai mult de atât, competiția și competiția este între copii și părinți. Copiii au monopolul tehnologiei și se cred inteligenți. Știe părintele să intre pe atâtea aparate, pe atâtea device-uri ca și copilul? Evident, nu. El, săracul, nu a lucrat la școală cu asta. Și dacă a, a intrat la 30, 40, 50 de ani în tehnologie, știe el să scrie un email? Și să-l trimite. Iar dacă se blochează, nu mai știe ce să mai facă. Cheamă copilul să găsească o soluție. Ei, și acest, acest monopol al cunoașterii tehnologiei îi dă copilului sentimentul că e superior. Nu vorbim despre celelalte, despre complexitatea experienței vieții. Nici vorbă. Ci pur și simplu afișăm monopolul tehnologiei. Și lista poate continua. Ei bine, acest model se asociază în mare măsură cu mentalitatea și tendința liberală a țărilor din Occident. Și foarte bine se asociază cu mentalitatea multor americani. Vorbind despre modelele tradiționale și moderne, ajungem acum la ceea ce a spus Dumnezeu. Era bine să-l pun la început, dar l-am pus la sfârșit pentru ca să ne șocheze comparația. Atunci când vorbim despre modelul biblic, Vorbim despre o familie monogamă. Mono, unu, un bărbat, mono, una, o femeie. Am încheiat discuția. Un bărbat și o femeie e modelul biblic. Fă ce vrei, dar e porunca lui Dumnezeu. Ai libertatea să faci ce vrei, dar e porunca lui Dumnezeu. Familia este sfântă. Este important să se realizeze intelectual, profesional, material. Sunt obiective majore în viața unor oameni. Dar Sfințenia ar trebui să subordoneze aceste priorități ale vieții materiale. Sfințenia ar trebui să subordoneze aceste priorități. Mai important decât a fi orice, este important să fii sfânt. Că atunci când îți vei pune mâinile pe piept și se va întâmpla într-o zi, mai devreme sau mai târziu, Sfințenia este singurul lucru care va hotărâ dacă mergi în sus sau în jos. Este absolut singurul lucru. Absolut singurul lucru. De aceea este important ca acest singur lucru să existe și să aibă forma cerută de Dumnezeu, impusă de Creator. Și lista continua. Familia trebuie să fie autonomă, adică nu trebuie să fie dependentă de alte instituții, de alte familii ci pur și simplu familia aceasta nu trebuie să fie constrânsă și manipulată. Trebuie să se simtă liberă înaintea lui Dumnezeu, să-L urmeze pe Domnul și principiile împărăției. Familia trebuie să fie harnică. Nu să monopolizeze părinții sau bunicii, dar nici copiii. Nu să monopolizeze avantaje sociale. Familia trebuie să fie harnică. Familia trebuie să fie unită. Unitatea este poruncă eu pot să-i să spun unui cunoscut, prietene, văd că ori de câte ori ne întâlnim, nu ne înțelegem. Uite, hai să reducem intensitatea relației. Te salut, mă saluți, n-ai nimic cu mine, n-am nimic cu tine, ca Avram Odinioara. Apuci muntele sau valea, că eu mă duc în partea cealaltă, nu ne înțelegem. Omule, dar nu-i poți spune așa mamei. Chiar dacă nu te înțelegi, e mama, cu ea nu poți. Cu ea nu poți tu la vale, eu la deal. Nu merge, că-i mama. Nu merge că-i copilul, nu merge că-i soțul, că-i soția. Aici e pe viață, legat. Familia este înfrânată. Adică se va întâmpla uneori că familia își va dori lucruri interzise și se va abține să le aibă, doar pentru faptul că dacă va accepta să le aibă, fața lui Dumnezeu se va întrista. Și mă gândesc că s-a întristat destul până acum ca să continuăm în aceeași manieră. Avem prea multe experiențe în spate, în care am întins mâna și am luat din fructul oprit, am mâncat din el și a fost amar ca fierea. Am dat cu el de pământ pentru că n-am câștigat nimic, ni s-au sterpezit dinții degeaba și experiența asta s-a întâmplat așa de de multe ori, încât n-are rost încă o dată să mai repetăm copilăria asta. Nu mai avem 16 ani, am avut cândva, dar de atunci până astăzi Există urmele pașilor lui Dumnezeu, care ne-a văzut, dar care ne-a iertat pentru că ne-a mărturisit și ne-a dat o nouă șansă. La vârsta aceasta trebuie să avem mai multă grijă de a doua șansă. Familia trebuie să fie înțeleaptă. Înțelepciunea este un complex de atitudini, de lucruri. Și un om înțelept nu este. Oamenii înțelepți nu sunt deși. Astăzi oamenii nu mai gândesc pentru că nu mai meditează. Spuneți-mi dumneavoastră dacă mai vedeți un om meditând. Omul când are un pic de timp liber, țoc în urechi cu două lucruri. Și tot timpul ascultă ce zice X și Y, ce zice X, Y. Dar el nu meditează. Când oamenii nu mai meditează, când nu mai cugetă, când nu mai gândesc, își pierd obișnuind obiceiul de a cugeta. Nu mai avem între noi cugetători, gânditori, Oameni profunzi, uneori trecem prin viață, dar datorită activismului, prea multe activități, ne pierdem obiceiul să mai cugetăm, să mai gândim, să mai cântărim, să mai discernem. Și nimic nu este mai grav decât o generație din care lipsesc gânditorii, decât o familie din care lipsesc gânditorii. Internetul hotărăște ce facem, internetul hotărăște cum ne îmbrăcăm. Vreți să-mi spuneți ce este la internet? Acest model se asociază cu voia lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu. Și acum fiecare dintre noi avem dreptul să împărtășim modelul tradițional, modelul modern sau modelul biblic. Sau mai nou, un mixaj între acestea trei, după cum corespunde unor dorințe ascunse, dar mascate, evident. Frați și surori, noi când ajungem la vârsta aceasta, noi știm ce trece pe piața evanghelică și ce nu trece. Predicatorii, în general, știu ce să predice ca poporul să îi califice ca fiind grozavi. Prorocii știu, cântăreții știu, toți oamenii știu cam ce are trecere și cam ce nu are. De aceea și Biblia spune, va da învățături care le gâdilă urechile ascultătorilor. Astăzi toți cei care vorbesc în public știu ce gâdilă urechile și de ce să-mi fac eu dușmani când pot să-mi fac prieteni. Și atunci îmi dedic viața realizării de prietenii. Însă cu prețul dezonorării voii lui Dumnezeu, care vorbește da și amin, însă constructiv, însă înțelept, însă promovând unitatea. Acest model este modelul lui Dumnezeu. Copiii noștri se căsătoresc. Vreți să-mi spuneți, nu vorbesc despre copiii mei sau despre ai dumitale, eu vorbesc în principiu, nu pe caz. Care este modelul pe care îl împărtășește generația copiilor noștri? Tradițional, îl excludem. Modern, îl lăsăm în discuție. Biblic, și pe acesta îl lăsăm în discuție. Trebuie să acceptăm că sunt aici pentru că îl iubesc pe Domnul. Ce este în spatele prezenței la adunare este o chestiune discutabilă și Dumnezeu știe, exact cum știe și în dreptul nostru ca și adulți. Dar pun o întrebare care are rolul să lovească în conștiința noastră. Pentru pastori pentru bunici, pentru părinți. Care sunt modelele sau care e modelul pe care îl alege generația tânără când dați-mi voie să folosesc un arhaism. Se dau bașca de părinți, se duc la casa lor numai ei doi și hotărăsc de astăzi înainte cum va fi. Care e modelul lui cum va fi? E adevărat că e puțin flexibil, dar în principiu e specific generației lor. Aș vrea să spun câteva lucruri mai departe. Beneficiile fiecăruia dintre cele trei modele. Unul, tradiționalismul antic, pentru că în general tradiționalismul se, se asociază ușor cu trecutul. Tradiționalismul antic a promovat superioritatea bărbatului și în consecință poligamia. În contextul tradiționalismului antic, găsim această nedreptate pe care doar Hristos Domnul a corectat-o. El a vorbit despre asta. Nu vreau să intru în amănunte. De asemenea, modernismul umanist a promovat din potrivă egalitatea, adică emanciparea femeii și moda unisex. Tradiționalismul a spus așa, bărbatul e aici, femeia e aici. Ăsta conduce, asta execută. Șeful și activistul. Modernismul i-a pus pe amândoi la egalitate și a spus, păi dacă sunteți egali, ce vă trebuie pantaloni diferiți? O singură fel, un singur fel de pantaloni. Aproape că vă puteți, dacă vă potriviți la mărime, vă puteți îmbrăca unul cu altul. Și așa s-a ajuns, atât de egali suntem, încât ne și putem căsători bărbat cu bărbat, pentru că uitându-te din spate pe stradă, nu mai știi care e femeie, care e bărbat. Un pic s-ar putea să exagerez, dar o fac intenționat ca să pun în evidență o tendință sau o realitate. Moda la fel între genuri, unisex, la fel între genuri, un singur gen, nu mai are genul neutru. Genul neutru se poate căsători cu genul neutru. O să vedeți cât de repede apare pe scena socială genul neutru. O să vă îngroziți. Pe noi, ne zguduie, pentru că avem o mentalitate creată într-un alt context, ușor tradiționalist. Dar pe copiii noștri care au fost învățați la școală cu ideile acestea emancipate, pe ei nu mai șochează. Pentru ei este aproape normal. Dar orice generație a făcut un pas. Dacă faci mulți, permiteți mi E mult să cobor două scări, dar dacă cobor una, e confortabil. Nu mă zgudui deloc. E aproape normal. Și fiecare generație coboară câte o treaptă. Tradiționalismul antic, superioritatea și inferioritatea femei. De aceea acesta a manipulat-o pe aceasta. Poligamia și multe altele. Modernismul contemporan a pus femeia la egalitate cu bărbatul și iată dar că s-a creat o generație care spune că este o preferință astăzi băieții să vor să devină fete pe la vârsta de 4-5-6 ani Că au niște inclinații Și dacă au, ce să le facem? Eu mă gândesc că aș, aș putea să spun vreo 3-4 lucruri care ar trebui făcute Dar cui să le spui? Că toată lumea știe și nimeni nu mai are chef să primească sfaturi Așa că cel mai bine este să tac din gură Există așa o tendință unii au, așa niște, unii au așa înăuntru lor niște gene, niște apucături, că nu se pot căsători decât bărbați cu bărbați. Și e o chestie medicală ce să le faci. Dacă e medicală, e medical. Nu? Numai că Dumnezeu a coborât cu mult timp în urmă, când trăia întemeitorul evreilor. A coborât acolo în vale și a spus așa, s-a urcat până la mine vestea că există o mare destrăbălare aici, că bărbații se împreunează cu bărbați. Și am venit să văd dacă este așa și îngerii Domnului au fost amenințați cu un abuz în casa lui Lot. Și atunci Dumnezeu a dat foc la orașele din vale. N-a știut Dumnezeu că sunt probleme medicale? Și Pavel, pe care îl respectăm, ca pe o autoritate a Noului Testament inspirată de Dumnezeu. Scrie în romani că fac lucruri urcioase despre care ne e rușine și să vorbim și parte bărbătească cu parte bărbătească să vârșesc lucruri murdare și renunță la împreunarea normală dumnezească cu propria soție sub protecția legământului căsătoriei. N-a știut Pavel că asta e medical? N-a știut că pe vremea lui nu erau oameni deștepți ca astăzi. Însă, așa cum există beneficiile acestea, le-am pus beneficii între ghilimele, vreau să vă spun că aceste două tendințe, care nu sunt beneficii, sunt blesteme. Ele au tendința să redefinească valorile biblice. Ele vor să ne ofere o altă alternativă sau o alternativă la voia lui Dumnezeu. Ești un om liber. Poți să faci ce vrei. Eu nu pot merge acasă și dacă merg, ce să-ți fac? Nu te pot lovi, nu te pot amenința, pentru că sunt doar pastorul tău. Poți să faci ce vrei, dar într-o zi tu vei veni la judecată împreună cu mine, în fața lui Dumnezeu. Va fi îngrozitor să stai acolo și să știi că ești vinovat într-un mod mizerabil și că nu ți-ai făcut timp să te oprești. Și nu numai să te oprești, să te schimbi nu ți-ai făcut timp, pentru că e prețul prea mare și pentru că îl refuzi pe eu. Îl refuzi pe eu și el nu poate fi refuzat. Biblicismul divin promovează sfințenia, tradiționalismul și modernismul nu au nicio legătură cu sfințenia, pot avea legătură cu religiozitatea, fă semne, fă mătănii, fă ce vrei, dar nu sfințenie, Biblicismul promovează sfințenia, promovează fidelitatea în familie, în relații în general, promovează unitatea și dragostea. Sunt valorile divine. Așa s-a raportat Mântuitorul Iisus Hristos la mine. Trebuie să accept că este un model de sfințenie pentru sufletul meu Iisus Hristos. Trebuie să accept că este un model de fidelitate. Nu m-a înșelat nici măcar o singură dată. Și a adus aminte de toate promisiunile lui Întotdeauna a fost prezent când eu am plâns și am fost singur. A fost fidel în relația cu mine, măcar că n-am -am meritat niciodată. De asemenea, a stat în unitate cu mine când eu am făcut voia sa și m-a iubit atât de mult încât m-am simțit copilul lui. Acest exemplu este exemplu pentru mine în relația cu Carmen, în relația cu copiii mei și în relația la un alt nivel cu toate relațiile pe care le am, frați, surori, prieteni, vecini, colegi de lucru și așa mai departe. Frați și surori, aș vrea să închei spunând că modelul biblic elimină în mare măsură pericolele familiei, pericolele la, la care este expusă familia. Primul dintre ele, materialismul sau fariseismul din familie. Două pericole din familie. La care copiii se uită, le văd, le identifică și le copiază prin imitație. Materialism sau fariseism. O persoană este tata sau mama acasă, o altă persoană e tata sau mama la biserică. Copilul vede lucrurile acestea. 2. Legalismul sau liberalismul din biserică. Copilul vede. Îi vedeți aici, aveți impresia că nu știu românește. Atâta românește știu să vadă. Dacă suntem legaliști sau dacă suntem liberali spre libertini și nu echilibrați cum a fost Domnul și Apostolii. Atâta engleză știu, atâta română știu. Ateismul sau evoluționismul din școală, două rele, n-ai nimic de ales. Sau păgânismul sau secularismul din societate. Aceste rele feresc familiile creștine de risc pentru că biblicismul, adică. A plecare asupra Bibliei să faci ce scrie Dumnezeu în această carte te ferește și de materialism, și de fariseism, și de legalism, și de liberalism, și de ateism, și de evoluționism, și de păgânism, și de secularism. Vă chem în această seară erotismul și individualismul din relații. Vă chem în această seară să vă gândiți sunt lucrurile acestea un pericol pentru familia dumneavoastră? Sunt lucrurile acestea un pericol pentru sufletul dumneavoastră? Este tradiționalismul o ispită pentru dumneata? Te lupți cu el sau ești liber de el? Este modernismul un pericol pentru dumneata? Este o ispită care te mușcă sau te simți liber față de el? Este metoda biblică confortabilă pentru dumneata sau te lupți fără succes să o trăiești, să o practici? Pentru că vezi în mădularele astea o altă tendință care se luptă cu planurile biblice din minte. Mai avem două minute să ne rugăm să stăm înaintea lui Dumnezeu ca și exponenți ai familiei, adică ca și reprezentanți. Eu reprezint familia mea în dreptul meu ca soț. Soția mea o reprezintă ca soție. Și dumneata ești un soț, și dumneata ești o soție, sau copil, sau părinte, sau bunic. Vii dintr-o casă, vii dintr-o familie. Te rog în această seară, gândește-te la aceste lucruri. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului.